Bună dimineața, vreau să mă spăl pe dinți și cred că totuși am țămărat, pentru că cu barbă nu-s chiar frumos. Persoanele care vreau să slădească și să aibă o talie, pur și simplu mergeți-mă pe jos. Doamna Margareta, credeți că eu am să mănânc tot asta? Ei, în orice caz, uitați, asta de dimineață. Și eu, după toate astea, trebuie încă să mai merg astăzi. Nu, mai mâncăm la ora 12. Trebuie să mai mâncăm, după care am să mă pornesc la drum. Acum vreau să-mi pregătesc geanta. Asta e toată mâncarea care mi-am cumpărat-o. Uitați cât de multe ciocolate. Din nou conserve. Și am să mă uit bine ce lucruri am. Cred că unele lucruri cu care m-am pornit am să le las, pentru că n-am avut nevoie de ele până acum și cred că de acum la fel nu am să am nevoie. Ciao, tutti! Ciao! Bun pranzo! Grazie! Grazie, Adriano, mi-a regalat de cose belle zanzare! Ciao! Ciao! Atâta, voi cântări cu rucsac. Grazie, pierduto! Ciao! Ciao. 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 Ați luat bunicuța și mergeți cu mine în călătorie. Mergem până la roate și îți urăm drum bun. Și cu Dumnezeu. Mulțumesc. Mi-a dus o floare și o dus să o port cu mine. Și când am să mă uit la floare, să-mi aduc aminte din asta. Rămas, ne luăm rămas bun, drum bun înainte, cu Dumnezeu să ajute Domnul. Grazie per tutto. Ciao, ciao, ciao bello. Grazie a te, che c'è a trovare, salutări lui. Bine. Nu mai zic. Păi să vin eu când ajungi. Ok. Spune, poate a venit până Neapoli să mă lua de-alea. A să vii, nu mai zic. Fii atent. Eu înțeleg că se gândi din mămica ta, cum știe. Voi sunteți copii, voi încă n-aveți copii, dar nu mai simțeți că nu știu ce înseamnă. Abia, abia. Hai, drum bun și mă bine. Ciao. Ciao. La revedere. Ciao, bello. Un lucru care l-am observat, că dacă mă odihnesc o zi sau două, îmi este cam greu să prind un ritm. Merg sau prea repede, sau prea încet. Astăzi merg mai încet, că este deja ora 5 și am mers 7 km, nu mai mult. Aici din nou avem foarte multe alune. Probabil clima din această zonă permite să se facă alunele. La fel multe alune am văzut lângă lacul Bolțena. Aici putem vedea mai mulți căței care stau în drum. În zona de nord, toți sunt în ograde. Dar aici sunt liberi. Soarele încă este pe cer, dar afară se simte un aer cam rece. Probabil la noapte va fi frig. Am găsit așa o ladă. Am să-i lăs doar partea de jos. Și seara când am să mă culc, am să o pun sub spate. Și cred că va fi perfect. Nu voi simți frigul. Cred că 65 sau 70% le-am parcurs. Primul lucru, să fac o baie. Și am să dorm 24 de ore. La momentul de față nu prea câștig din YouTube, dar aș vrea foarte tare că până la sfârșitul călătoriei să adun măcar de un bilet la avion sau la tren. Lucram într-un magazin ca vânzător, într-un magazin românesc. La începutul călătoriei m-am licențiat. Desigur că aș fi de acord, doar câteva condiții, să aibă mai mult de 18 ani și o dorință foarte mare de a merge pe jos. Pe parcursul călătoriei nu am bani la mine, dar am prieteni, părinți, cunoscuți care ar putea să mă ajute. Aș veni în București pentru că am trecut doar o dată pe acolo. Cu bere vedem, pentru că eu nu consum deloc alcool, dar o apă sau o cola va fi perfect.
În Italia sunt aproape de 2 ani. Limba am învățat-o cam greu pentru că am lucrat într-un magazin românesc și acolo vorbeam doar rusa și română. Este doar ora 19. Eu m-am oprit deja pentru că s-a noptat și am înțeles că ar fi mai bine să nu merg noaptea, să nu deranjez pe nimeni, că când merg prin sate, toți au câini, se latră la mine fără oprire. Încep dintr-un colț de sat, până unde se termină satul, toți câinii latră la mine. Și nu vreau să creez probleme sau disconfort locuitorilor. Așa că deja m-am oprit, în jur sunt doar masline, nu prea sunt case și n-am să deranjez pe nimeni. Până acum nu mâncam seara înainte de culcare, dar acum rucsacul este plin, așa că pot să-mi permit. Cred că astăzi nu îmi va fi frig, pentru că doamna Margareta mi-a dat multe haine. Dorm în câmp, dar ciorapii sunt albi. Am două perechi, plus pantaloni, încă o pereche. Deja și mai multe haine m-am îmbrăcat sus. Nu cred că îmi va fi frig. Vouă vă mulțumesc că ați privit acest video. Dacă doriți, puteți să puneți un like, să vă abonați la canal și deja ne vedem în vlogul următor.